Marius, presbitere Elena și tuturor credincioșilor prezențați în Sfânta noastră Biserică, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate și păzește pentru mulți ani. Mulți ani trăiască! Sănătate, ca să puteți face lucrul acesta. Fără sănătate, nu putem face mare lucru. Toate darurile sunt de la Dumnezeu. Și adevărul pe care îl căutăm sau viața veșnică este acesta. Să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu. Ăsta este scopul vieții noastre. Să ne apropiem de Dumnezeu. Și apropierea noastră de Dumnezeu nu se face totdeauna singur. Nu putem face de unii singuri. Și avem nevoie de ajutorul privat. Și de cele mai multe ori, duhovnici buni sunt cei care ne aduc spre calea aceasta cunoașterii lui Dumnezeu, spre sfințirea vieții noastre și nădăjduim spre mântuirea vieții noastre. Acum am să las pe Părintele să vă împărtășească câteva gânduri, că probabil din grafie în inimii are să vă spună. Și mai are și o surpriză pe care a lăsat-o să o explice Dumnezeu. E o mare bucurie care se pregătește în toată. Vă doresc, Părinte, împreună cu credincioși și cu cei prezenți, cu cei care nu sunt prezenți, care probabil în duminică, și în celelalte zile ale anului, fiindcă toți sunt credincioșii noștri, vă dorim să aveți o pastorație frumoasă, să aveți pace și liniște în jurul dumneavoastră. Suntem recunoscători într-un astfel de moment și părinții mei trupești și acelora cu care am interacționat de-a lungul vieții. Sunt astfel. Sunt cei care m-au format. Și sunt oameni din jur care ne ajută. Că unii fără alții nu putem face nimic. Acesta este mesajul pe care am vrut să vi-l aduc. Și vă rog să primiți sincerele mele fericite. La mulți și cu ziua.
să fie cu folos. Am să luați părinte, da. Să te povestească. Da. Da. Printre cei ce din binecuvântate picii nu s-a aflat aici, este chiar și soția mea, care până duminică cred că se va întrema și va fi aici cu noi. Atunci am să-i mulțumesc de față dumneavoastră. Este o zi deosebită și se spune că în viața unui om există două zile deosebite. Una este ziua în care s-a născut și a doua este ziua în care află de ce. Mi-a arătat Dumnezeu ca ziua în care m-am născut, iată că s-o petrec împreună cu dumneavoastră. Dar să știți că altul este darul cel mai mare. Este darul cel mai mare acela că în fiecare zi aflu de ce m-am născut. Un om motivat află întotdeauna de ce s-a născut prin faptul că este util celorlalți. Dar îi spuneam și Părintele Duminică, pentru mine, unul personal, n-ar fi avut niciun haz să împlinesc jumătate de secol fără să am să vă dau vreo veste, fără să fiu întâmpinat de lucruri frumoase. Și de aceea, cel mai mare dar este acela de a dărui celorlalți. Adică, vă anunț încă pe această cale că îl fac pe tatăl meu străbunic. Adică, din ceea ce am primit eu, dau mai departe. Spuneam că n-ar fi avut niciun haz această vârstă fără să te uiți puțin în spate să vezi ce s-a întâmplat. Iată că mi-a dăruit Dumnezeu ca la prima jumătate de secol pe care o împlinesc să am această veste, ca în septembrie să vă împărtășesc bucuria de a fi într-adevăr bunic. Nădăjduim că lucrurile sunt în continuare în grafic. Vă țin la curent cu fiecare mișcare. M-a întrebat cineva, dar ce este? Stai, frate, dar este veste. Foarte important este să știm de alții și să știm în fiecare zi de ce ne-am născut. Pentru că numai așa putem să dăm valoare vieții noastre. Astăzi de dimineață m-am străduit, e adevărat, mai mult decât altă dată, pentru că am vrut neapărat să fiu eu și cu Dumnezeu în biserică prima dată. Nu în sens egoist. Nu am vrut să dau la o parte pe alții, dar știam la ce oră va veni primul și am zis să am și eu jumătate de oră a mea. N-am reușit să am decât vreo 10 minute maxim. Repetim. Dar am fost foarte surprins când am intrat în biserică și am văzut că cineva de dinaintea mea, încă de ieri, complotase pe aici câte ceva și așezase biserica așa. Nu vă pot spune în cuvinte ce sentiment am avut. În primul rând, m-a copleșit un sentiment de recunoștință că Dumnezeu mi-a arătat că nu sunt singur. Chiar atunci când vreau să mă însingurez în rugăciune, nici atunci nu sunt singur și am mulțumit Dumnezeu. Mai ales când am văzut și o fotografie de-a mea mai veche, așezată acolo și scris sub ea 50 de ani, m-am responsabilizat. Nu m-am speriat deloc, dar m-am responsabilizat și am zis, iată că Dumnezeu mă iubește mai mult decât credeam eu, deși eu credeam că mă iubește foarte mult, uite că Dumnezeu mi-a arătat că mă iubește și mai mult. De acum înainte, vă spun că am ales pacea. Sunt multe căi pe care putem să ajungem la Dumnezeu. Foarte multe. După cum sunt foarte multe posibilități de a fi duhovnic. Eu am cercetat toată viața mea viețile și sfaturile duhovnicilor și nu neapărat că 35 de ani mi-a fost duhovnic Părintele Arsenie, am rămas la atitudinea Părintele Arsenie, ci pur și simplu am considerat eu că se apropie mai mult de modul meu de a răspunde duhovnicește. Așadar, am ales pacea, am ales dragostea și am înțeles că pacea este mai mare decât toate, pentru că Părintele Arsenie zicea, tată, întotdeauna raportul între pace și dreptate este de 2 la 8. Așadar, cine face pace, face mai bine. Alergând pacea, trebuie să vină la pachet și toate celelalte. Îngăduința, faptul că trebuie să înțelegi foarte bine că nimeni nu-ți poate face rău fără acordul tău, aici este mare lucru. Pentru că nimeni nu poate să te clintească dacă nu-i dai tu voie. De exemplu, vine un gând. Bun, dar ia să faci tu așa cam cum ai vrea tu. Și bineînțeles că începi să te lupți cu toți. Ca să faci ceea ce vrei numai tu, înseamnă că te pui pieziși cu ceilalți. Și atunci
Ce faci dacă ai ales varianta cealaltă de război? N-ai decât. Te iei la război. Dar dacă iei numai dreptatea, ai încurcat raportul. Alegând însă pacea, atunci când vrei să faci ceva, cu siguranță că nu poate nimeni să te dea la o parte. Absolut. Să nu credeți că autoritatea se imprimă numai și numai cu un cuvânt răstit. Nu. Autoritatea se imprimă în felul următor. Părintele Zeusului Dignească, Paisie Olaru, spunea, tată o turmă se conduce cu fluierul cântând și oile vin după tine. Nu neapărat ciumagul după ele ca să le duci înainte. Eu am ales varianta asta cu fluierul. Mi-a dat Dumnezeu și fluier bun și mergem înainte. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră, printre alte mulțumiri pe care am să le fac și în continuare, pentru faptul că eu, unul personal, nu mă gândeam că o să fiți atâția în ziua aceasta de joi, într-o zi normală, într-o zi, nu rupe într-un context, dar într-o zi pur și simplu care nu are așa o încărcătură pentru dumneavoastră cât are pentru mine. Dar pentru faptul că v-ați trezit de dimineață și ați fost în număr așa de mare, îmi dau seama că Dumnezeu mi-a trimis un răspuns care va să zic că am plecat de dimineață să mă rog pentru mine și mi-a dat Dumnezeu să aflu că, de fapt, nu pentru mine trebuie să mă rog, ci pentru ceilalți. Am mai încercat eu acum vreo 10-15 ani să vin la biserică să fac o rugăciune personală și în momentul în care m-am așezat în genunchi, am început să pomenesc pe toți pe care îi cunoșteam și mi-am dat seama că, de fapt, adevărata rugăciune nu e pentru tine, e pentru ceilalți. De aceea aș vrea să rămân în această situație de a mă putea ruga pentru ceilalți. Și, în continuare, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a înconjurat de oameni care să mă înțeleagă. Părintele Alin a intuit foarte bine că adevărata mea bucurie este numai și numai în biserică. După care rămân și celelalte, dar primordial este în biserică. Colegul meu care vine, acum dacă a rămas singur el, săracul, celălalt s-a dus la Domnul și ne așteaptă el pe noi, mi-a spus că o să vină duminică, dar o să vină după slujbă. Și am zis, măi, nu se poate. Eu, unul, pur și simplu, îți închid poarta. Eu nu pot să primesc așa ceva, pentru că adevărata bucurie este liturghie. Și a înțeles bine, mă, și știe că nu glumesc în sensul acesta. Pentru că adevărata bucurie este slujirea. Și mai ales pentru un preot, nu putem să ne întâlnim. De exemplu, noi dacă facem întâlnire de 10-15, dacă urmează acum întâlnirea de 25 de ani de la terminarea facultății, de 30 de ani de la terminarea seminarului, noi când ne întâlnim, întâi să vă știți Sfânta Liturghie împreună, îi pomenim pe cei care ne așteaptă dincolo, lumea pe Dumnezeu, după care ne vedem de ale noastre. Așadar, prima rugăciune de mulțumire este liturghia. Eu vă mulțumesc tare mult că mă susțineți și îmi dați de înțeles că încerc să știu care este a doua mea mare zi importantă, adică ziua în care să aflu de ce m-am născut. M-ați făcut să fiu întotdeauna foarte, foarte util și pentru cei pe care poate i-am dezamăgit într-un fel sau într-altul, pentru că au fost și momente în viață în care mi-au cerut sfatul și eu l-am dat, dar nu eram chiar în măsură să-l dau. În ce sens? De exemplu, mă întrebau oamenii ce să facă cu copiii să îi încurajeze să plece sau să rămână. Să plece după ce se căsătoreze la casa lor sau să rămână. E bine, acum pot să dau astfel de sfaturi. Pot să dau astfel de sfaturi și mă bucur că mi-am ținut sfaturile pe care le dădeam înainte de a fi în situația aceasta și atunci când le spuneam, dacă aveți posibilitate, lăsați-i să-și vadă de ale lor, mi-am adus aminte și ca un ecou, după ce am fost socru mic, am ținut aceste cuvinte și, într-adevăr, i-am lăsat să meargă între ale lor. Pentru că nu se poate ca două generații să stea una lângă alta, mai ales una peste alta. Nu se poate pentru că fiecare generație își are un mod de viață. Ce s-ar fi întâmplat ca eu astăzi să fi fost într-o pregătire de aseară ca să vin astăzi la slujbă și să zicem că copiii mei aveau și ei niște invitați? Nu merge. Fiecare își are
toată procedura de a se împrieteni sau de a se despărți de anumiți prieteni, de ce să întreb eu, mă, dar nu am mai văzut pe cutare și acum să roșească copiii mei că de fapt ei s-au certat cu cutare și nu mai vine pe la ei. Ei, să știți că elementul de legătură între generații nu o face direct de la tată la fiu, cât o face prin nepot, de la bunic la copil. De aceea aștept ca suveica, deci ața de dedesubtul lucrării care se vede, să lucreze așa cum mi-am închipuit eu. În câteva luni de zile o să vă pot da și sfaturi de bunic. Dar până acum, la capitolul socru mic, socru mare, vă pot da sfaturi. Sfaturi, știți cum e cu sfaturile. S-a dus cineva la rabi și a spus, rabi, mi-am cumpărat 500 de pui și au murit 250, fix jumătate, ce fac? Ah, nicio problemă. Mâine dimineață, cu apă începută, îi stropești și gata. A treia zi vine, zice, mai am 100. Ah, nicio problemă. Te duci, iei din sobă niște cenușe și dai la fiecare păcat. Zice, da, a doua, a următoarea zi, mai am 20. Dar nicio problemă. Îi numeri de la coadă la cap. De 3 ori și ai scăpat. Și s-a mai venit peste tot 3 săptămâni cu el. Ce cred avea mai venit? Zice, păi să știți că nu mai am niciun pui. Ce păcat, eu sfaturi mai aveam. Cam așa ceva se întâmplă. Da. Și aceste sfaturi, dacă le dai din suflet, să știți că sunt adevărate. Măcar știe omul că te-a întrebat. Că există și a făcut ceea ce există și așa mai departe. Eu vă mulțumesc că m-ați îngăduit întotdeauna să slujesc cu sinceritate, adică să nu mă gândesc că am în față niște oameni impenetrabili. Mi s-a întâmplat odată și erau de față și trebuie să spun lucrul acesta, în 1990, imediat după Revoluție, făceam parte din polul facultății. Acum nu credeți că era o gălzărie, era vreo 300, nu era numai 5-6. Și ne ducem la Ateneul Român, Ateneu, am intrat pentru prima dată în viață atunci. Și cântăm noi vreo 3 colinde, fiica duhovnicească a părintelui, a maestrului Nicu Moldoveanu, era Sanda Țăranu, dacă vă aduceți aminte și l-ați născut cam odată cu mine, vă aduceți aminte, și a prezentat frumos cu părintele Nicu Moldoveanu, cu echipa asta, corul, și mai departe, fiecare colind în parte, câte 3, câte 3, și la un moment dat părintele a intrat în panică, zice, dar nu prea aplaudă nimeni, ce se întâmplă? Și bineînțeles că după ce am făcut 3 reprezentații de-astea de câte 3 colinde, o cheamă, își fi permitea. Băi, Sanda, vină un pace. Zice, da, nu aplaudă nimeni, ce se întâmplă? A, și nu, de, ăștia sunt niște, în sală erau niște copii. Zice, sunt surdomuți. Păi și ce e cu ei aici? A, ce după dumneavoastră? Vine Sanda la și mai ridică și o mână, una alta. Deci, fraților, este foarte important ca mesajul să aibă și un anumit eco. Dar dacă nu are eco, ce facem? Și părintele profesor ne-a făcut așa semn și acum cântăm pentru noi. Așa am cântat pentru noi. Întotdeauna trebuie să fie motivată toată lucrarea pe care o facem. Și atunci, dacă nu ai cu cine, nu există așa ceva. Ai. Și pentru tine și pentru Dumnezeu. Și atunci am învățat că niciodată, în fața unei adunări, nu vei găsi pe cineva care să te asculte. Măcar să te asculți pe tine. Și atunci dacă te asculți pe tine și dai sfaturi, ți le dai ție. Și o să culegi rezultatele mai târziu. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă așteptând duminică să fie și soția să vă spun partea a doua a lucrurilor. Vă mulțumesc tare mult pentru gândurile frumoase pe care mi le-ați încredințat și pe calea aerului, pe toate căile și pe nezdăvăniile astea de acum. Tot felul de mesaje și pe telefon. Încă o dată mulțumesc celor care încă mai au răbdare să-și dau răspuns la mesajele pe care le-am primit. Să știți că n-am citit niciunul. Dar s-au adunat și o să le vină vremea. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă, vă mulțumesc tare mult și băieților care vă susțin întotdeauna și au mers cu multe lucruri. La mulți ani, sănătate multă și vă așteptăm să ne bucurăm. Mâine aveți Sfântul Maslu și viața merge mai departe. Sâmbătă dimineață avem început cu ora 6, la 7 și la 8. Rânduiala Parastasului pentru că este Sâmbăta Morților și încet, încet ne apropiem de post și de lucrurile frumoase. Doamne ajută să fie folos!